500.000 de lei, atât se investește în comuna Traian Vuia pentru ridicarea unei clădiri în care să funcționeze un after school. Cu banii de la Uniunea Europeană, autoritățile plănuiesc să le ofere micuților de la clasa pregătitoare condiții occidentale în care să învețe. Acest after school va fi în sprijinul copiilor, aceștia vor putea să-și pregătească cursurile pentru a doua zi, are toate dotările, sală de mese și va fi funcțional într-o perioadă cât mai apropiată. Copiii vor beneficia de un program mult mai lung privind educația lor. Ei vor avea de câștigat prin acest program prelungit, chiar și cei din clasa 0 vor beneficia de acest program prelungit. Localnicii au avut o întâlnire cu învățătorii și au hotărât că cei mici vor rămâne la școală și după terminarea cursurilor. Fiind țărani la munca câmpului, lăsăm copiii în siguranță după orele de program, venim acasă, știm că copiii sunt într-o siguranță în clădirea respectivă. Păi ar fi foarte bun că nu-i mai poți grijă să-ți mai vin la ora 12 acasă, plătești pentru el și nu mai ai treabă. La o altă școală de la țară s-a înființat un internat. Elevii de la grupa pregătitoare din localitatea Victor Vlad de la Marina vin la școală luni și pleacă acasă vineri seara. Aici este dormitorul băieților, uitați, aici sunt paturile. Fiecare băiat are câte un dulap, au frigiderul, au și televizorul și ei se simt foarte bine. Internatul de la țară este singurul din zonă. Chiar și în Lugoj, spațiile de cazare pentru elevi s-au închis. Părinții și-au dorit ca ei să fie într-un mediu instituționalizat, chiar și după masa. Le asigurăm astfel un pedagog, temele sunt efectuate de ei și sunt ajutați după masa. De acest internat beneficiază în jur de 20 de elevi. Preconizăm ca în anul următor, odată cu înființarea clasei pregătitoare, să avem mai mulți. Directorii speră ca deschiderea centrului after school și a internatului să ducă la creșterea numărului de elevi.